Filiala clujeană a noului partid și-a ales săptămâna trecută conducerea, președintea USR Cluj fiind Eleg Levente, care este și președintele Asociației pentru Protecția Urbanistică a Clujului. Acesta a precizat că urmarea ocupării noii funcții politice va demisiona de la conducerea asociației. Unul dintre cei 5 vicepreședinți ai organizației, responsabil cu resursele umane, va fi cunoscutul actor Bogdan Bob Rădulescu. Faptul că suntem cunoscuți ca și activiști în viața civică și am demonstrat că în domeniile noastre am reușit să facem lucruri bune până acum pentru societate, ar fi un motiv ca cei care până acum nu au avut pe cine să voteze să vină să voteze cu noi, sau cei care au așteptări la un alt fel de politician să vină să ne voteze pe noi, pentru că noi am demonstrat că suntem altfel. Pentru Cluj vrem să propunem ceea ce am propus la București, anume o alternativă pentru toți oamenii care nu se mai simt reprezentați de partidele vechi, care vor transparență, care vor o viață decentă, care s-au săturat de incompetență. Cu totul inedită este procedura USR Cluj de selectare a candidaților pentru Parlament, respectiv sugestii din partea clujenilor privind persoanele de care doresc să fie reprezentați în Parlament. Numai că persoanele care doresc să candideze pe listele USR trebuie să îndeplinească o serie de criterii de integritate. Nu sunt primiți în partid traseiși politic, condamnații penal, oameni care au avut funcții de conducere în instituții de stat și cei care au orice fel de datorii față de stat.